Salutare, bine ați venit la Mate pentru toți. În tutorial de astăzi vom rezolva modelul de simulare dat în anul școlar 2013-2014 de către elevii clasei a 12 la secția Mate Info. Acesta este subiectul. Haideți să analizăm exercițiu cu exercițiu. La primul exercițiu ni se solicită să determinăm numerele reale A și B, știind că 1 plus I supra 1 minus I egal cu A plus IB și I pătrat egal cu minus 1. Vom lua separat 1 plus I supra 1 minus I, amplificăm cu conjugatul numitorului 1 plus I și obținem 1 plus I totul la pătrat supra 1 plus i pe lângă 1 minus i. 1 plus i totul la pătrat este 1 la pătrat plus 2 ori 1 ori i plus i pătrat supra 1 la pătrat minus i pătrat. Am aplicat sus și jos formulele de calcul prescurtat. I pătrat este minus 1 și minus 1 adunat cu 1 se vor reduce, rămâne sus 2i supra jos 1 minus minus 1 și obținem 2i supra 1 minus minus 1 înseamnă 1 plus 1, adică 2. 2 cu 2 simplificăm și obținem i. Astfel, numărul complex din partea stângă se scrie i egal cu a plus ib. Aici putem să adăugăm 0, iar în fața lui 1 adăugăm 1. În fața lui i adăugăm 1. De ce? După cum știm, dacă avem două numere complexe, A plus B1i, și vrem ca cele două numere, A1 plus B1i, un număr complex, iar celălalt A2 plus B2i, aceste două numere complexe sunt egale dacă părțile lor reale și imaginare, respectiv imaginare, sunt egale, adică A1 egal cu A2 și B1 egal cu B2. De aceea am completat aici cu 0 și cu 1. Prin identificare, A egal cu 0, iar B egal cu 1. Numerele reale pentru care are loc această egalitate sunt A egal cu 0 și B egal cu 1. Continuăm. Determinați coordonatele punctelor de intersecție cu axele de coordonate a graficului funcției. F definită pe R cu valori în R, F de X egal cu X pătrat minus 6X plus 8. Cum determinăm? Graficul sau reprezentarea grafică intersectează axa OX într-un anumit punct. Pentru a înțelege mai bine de unde scriu aceste condiții, atunci când reprezentarea grafică intersectează axa OX, acest punct va avea două coordonate. Coordonata absciselor sau abscisa, care noi știm, poate fi un număr negativ, pozitiv, depinde unde este situat punctul pe axa OX. În schimb, ordonata sigur este 0. De aceea aici condiția pe care o scriem este ca Y să fie 0, adică F de X egal cu 0, adică înlocuind F de X cu X pătrat minus 6X plus 8 egal cu 0. Delta egal cu B pătrat minus 4 ori 1 ori 8, delta egal cu 36 minus 32, delta egal cu 4. Rădăcinile vor fi minus B plus sau minus radical din delta supra 2A, adică B-ul la noi fi minus 6 minus minus 6 înseamnă 6, plus sau minus radical din 4 este 2 supra 2 ori A2. Obținem cele două rădăcini, suma 8 pe 2, 4, diferența 6 minus 2, 4 pe 2, 2. Ceea ce înseamnă că graficul sau reprezentarea grafică intersectează axa OX în două puncte. Într-un punct A de coordonate 4, 0 și aceeași reprezentare grafică intersectează axa OX în punctul B de coordonate 2, 0. Așa cum știm, reprezentarea grafică a unei funcții de gradul 2 este o parabolă. Și trebuie să determinăm coordonatele punctelor de intersecție și cu axa OY. Graficul intersectează axa OY.
pentru această situație avem acest punct. X-ul sigur va fi 0, iar Y-ul poate fi pozitiv sau negativ în funcție de locul unde este situat pe axa OY. De aceea punem condiția ca X-ul să fie 0. L-aflăm pe Y. Y înseamnă f de x, cum x-ul e 0, vine f de 0, iar f de 0 înseamnă să înlocuim în această expresie cu 0, 0 la pătrat minus 6 ori 0 plus 8 și egal cu 8. Astfel, graficul intersectează axa OY într-un punct B, să zicem, de coordonate întâi x-ul, 0 și y-ul 8. Pentru a vedea mai exact cum arată, cu toate că problema nu ne solicită acest lucru, voi face și reprezentarea grafică. În schimb, ne mai trebuie încă ceva, coordonatele vârfului. Vârful era de coordonate, are coordonate minus b supra 2a, minus delta supra 4a. Ceea ce înseamnă că vârful va fi minus b, adică 6 supra 2, minus delta, delta la noi era 4, deci va fi minus 4 supra 4 ori a, adică 4. Vârful este de coordonate 3 și minus 1. Iar acum dacă reprezentăm grafic, avem axa OX abscisele și axa ordonatelor OY. Vârful de coordonate 3 minus 1 este undeva pe aici. Aici este vârful. Funcția noastră, reprezentarea grafică, intersecta axa OX în două puncte. 2, 0 este aici, punctul A, și aici 4, 0, aici este punctul B. Aici o să punem, notăm cu altă literă, punctul C. Și mai avem graficul intersectează axa OY în punctul C de coordonate 0, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Undeva pe aici, punctul C. Și atunci reprezentarea grafică va fi o parabolă care trece prin V, prin A și intersectează trece prin punctele A, B, C și respectiv vârful parabolei. Pentru o reprezentare mai exactă, voi deschide programul GeoGebra și vom reprezenta grafic rapid această funcție, și anume funcția de gradul 2, x pătrat minus 6x plus 8. Să reprezentăm grafic funcția f de x ca fiind definită x pătrat, aici două puncte trebuiesc, x pătrat minus, să ne uităm încă o dată cât era aici, aici x pătrat minus 6x plus 8. X pătrat minus 6x plus 8. Și avem reprezentarea grafică. Este această parabolă. Observați, și acum am observat-o, ia să vedem dacă am scris corect. Nu, aici era cu minus. Voi modifica. Și reprezentarea grafică este această parabolă. Observați, vârful are coordonatele 3, minus 1. Reprezentarea, parabola intersectează axa OX în punctele A de coordonate 2, 0, B de coordonate 4, 0 și axa OY este intersectată de parabolă în punctul C de coordonate 0, 8. Continuăm.
Rezolvați înmulțimea reală ecuația. Cum putem rezolva această ecuație? Îl scriem pe 9 ca fiind 3 la a doua totul la puterea x plus 2 totul supra 2 plus 3 la puterea x plus 1 egal cu 36. A la m totul la n, după cum știm de la operații cu putere, este a la puterea m ori n, iar atunci când voi înmulți acest exponent cu acest exponent, 2 cu 2 se va simplifica și rămâne 3 la puterea x plus 2 plus 3 la puterea x plus 1 egal cu 36. Acum, de asemenea, știm că a la m ori a la n se scrie a la puterea m plus n, dar scrisă invers această formulă, a la m plus n se mai scrie a la m ori a la n. De aceea, această putere poate fi scrisă 3 la x ori 3 la a doua plus 3 la x ori 3 la 1 egal cu 36. Putem nota 3 la x cu o literă, cu t, și obținem 3 la a doua este 9, deci 9t plus 3 ori t egal cu 36, 12t egal cu 36, t egal cu 36 pe 12, care este 3, dar cine era la noi t? Era 3 la puterea x. 3 la x egal cu 3, care poate fi scris 3 la puterea 1, și aceste două puteri sunt egale dacă exponenții sunt egali. De unde deducem că x-ul trebuie să fie 1? De aceea soluția ecuației este 1, numărul real 1. Continuăm. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să nu conțină cifra 6. Să determinăm întâi câte numere de două cifre sunt. Cel mai mic este 10, iar cel mai mare este 99. Pentru a determina câte numere naturale de două cifre sunt, scădem din cel mai mare pe cel mai mic și adunăm 1. Și obținem 89 plus 1 egal 90 de numere. O altă modalitate de a stabili câte numere sunt, adăugăm aici numerele care lipseau. În total, de la 1 la 99 sunt 99 de numere, din care le scădem pe cele care nu le aveam, cele 9 numere. Din 99, dacă scădem 9, obținem de asemenea 90 de numere, sunt de la 10 la 99. Concluzie, avem 90 de numere care sunt numere naturale de două cifre. Acum, din acestea, trebuie să stabilim acele numere care nu conțin cifra 6. Pentru a fi mai ușor, vom stabili întâi numerele care conțin cifra 6 și din totalul numerelor vom scădea numerele care conțin cifra 6 și astfel obținem numărul numerelor care nu conțin cifra 6. Haideți să vedem ce numere de la 10 până la 99 conțin cifra 6. Păi, sunt așa. 16, 26, 36, 46, 56 și apoi urmează 60, 61, 62, 63 până la 69. Apoi mai urmează 76, 86, 96 și atât. Aici avem în total 1, 2, 3, 4, 5 numere. Aici avem în total de la 60 până la 69. Ne uităm după ultima cifră, de la 0 la 9 sunt 10 cifre, deci 10 numere. Și aici avem 3 numere. În total vom avea 18 numere care conțin cifra 6. Dar noi trebuie să stabilim câte numere nu conțin cifra 6. De aceea, din 90 de numere, vom scădea 18, adică vom determina în felul acesta numărul numerelor care nu conțin cifra 6. Și obținem aici 2, 8 minus 1, 7. 72 de numere nu conțin cifra 6.
Și atunci probabilitatea va fi numărul cazurilor favorabile, adică avem 72 de numere care nu conțin cifra 6, din numărul total de numere din 90. Simplificăm prin 9 și obținem 8 pe 10, mai putem simplifica prin 2 și obținem 4 pe 5. Probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre și acesta să nu conțină cifra 6, este 4 pe 5 sau mai putem scrie 0,8. Continuăm. În reperul cartezian XOY se consideră punctele ABC, determinați ecuația paralelei duse prin C la AB. Vom face un mic desen. Vom reprezenta întâi cele trei puncte. Aceasta este axa ordonatelor, axa absciselor. Punctul A de coordonate minus 2, minus 1, 2 este aici. Acesta e punctul A. Punctul B de coordonate 2, 3, 2. Și aici este punctul B. Și punctul C de coordonate 0, minus 2. 0, minus 2 este undeva pe aici. Și ne cere să determinăm ecuația paralelei duse prin AB la dreapta A, dusă prin C la AB. Să evidențiem dreapta AB. Este vorba despre această dreaptă. Încă o dată. Aceasta este dreapta AB. Și noi trebuie să ducem prin punctul C. Să duc așa. O paralelă la dreapta AB. Și să-i găsim ecuația. Cum facem acest lucru? După cum știm, voi pune și aici un punct D. Deoarece AB este paralelă cu CD, atunci reiese faptul că panta dreptei AB va fi egală cu panta dreptei CD. Dacă dreptele erau perpendiculare, atunci produsul pantelor era minus 1. Va trebui întâi să găsim panta dreptei AB. Panta dreptei AB este, după cum știm, YB minus YA supra XB minus XA și înlocuim. YB este 3 minus YA este 2 supra XB este 2 minus XA este minus 1, minus minus 1 plus 1. Și obținem faptul că panta este 1 pe 3. Dar panta dreptei AB era egală cu panta dreptei CD, deci și panta dreptei CD va fi 1 pe 3. Ecuația dreptei CD va fi Y minus Y0 egal cu panta pe lângă X minus X0, unde un punct M de coordonate X0, Y0 aparține dreptei CD. Deoarece noi știm coordonatele punctului C, de fapt, la noi punctul acesta M va fi, rolul acestui punct va fi jucat de către punctul C. Și astfel obținem că CD este Y minus Y0 va fi minus 2, deci va veni Y plus 2, egal cu panta care am văzut mai sus că este 1 pe 3, pe lângă X minus X0 este 0. Y egal cu, aici produsul este 1 pe 3 ori X, iar 2 îl trecem dincolo cu sens schimbat. Și am determinat ecuația dreptei CD, ecuația dreptei care trece prin punctul C și este paralelă cu dreapta AB, este Y egal cu 1 pe 3 ori X minus 2. Continuăm. Determinați X aparține intervalului deschis la capete 0 pi pe 2 pentru care are loc această egalitate. Deoarece X se găsește în acest interval, pe cercul trigonometric deducem că unghiul nostru se va găsi în cadranul întâi. Aici este 0, aici este pi pe 2. Deci unghiul nostru se va găsi în cadranul întâi. Haideți să prelucrăm puțin această
egalitate, am putea să scriem această egalitate în felul următor, 1 supra sinus de x plus sinus de x supra sinus de x egal cu 1 supra cosinus de x plus cosinus de x supra cosinus de x. Prin simplificare aici obținem 1 și fiind 1 și în stânga și în dreapta egalității se vor reduce și obținem în final 1 pe sinus de x egal cu 1 pe cosinus de x. Cele două fracții există deoarece x-ul nefiind 0 sau pi pe 2, numitorii sunt diferiți de 0. Ce putem face mai departe? Putem să tratăm această egalitate ca o proporție. Produsul mezilor, sinus de x ori 1 ne dă sinus de x, egal cu produsul extremilor. Deoarece ambele numere sunt diferite de 0, putem să împărțim prin cosinus de x și obținem sinus de x supra cosinus de x egal cu 1. Sinus pe cosinus este tangent de x. Și acum se pune întrebarea în cadranul 1, tangent de câte grade era 1? Conform tabelului cu funcții trigonometrice, tangenta de 45 de grade sau în radiani pi pe 4 are sinusul și cosinusul egale. Sinus de, vă aduc aminte, sinus de pi pe 4 este radical din 2 pe 2. Cosinus de pi pe 4 era radical din 2 pe 2 și atunci raportul lor este 1. Astfel deducem că x este pi pe 4. Și într-adevăr x aparține intervalului 0 pi pe 2, se găsește în cadranul 1. Continuăm. Se consideră această matrice unde A este număr real. Arătați că determinantul acestei matrice se scrie așa. Avem mai multe modalități. O modalitate ar fi să calculăm separat determinantul folosind regula lui Sarrus, regula triunghiului, separat să efectuăm calculele aici și să obținem aceeași valoare. Dar mai rapid, mai ușor, ar fi așa. Determinant de A de A este, observăm că pe fiecare linie și coloană avem aceiași termeni și am putea, de exemplu, să adunăm toate coloanele la prima coloană și obținem A plus 2, 1 plus A plus 1 face A plus 2 și ultima linie A plus 2. Și celelalte coloane le copiem. Deoarece un determinant conține o coloană cu același termen, putem să îl scoatem în fața determinantului și obținem 1, 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, A, egal mai departe. Aici am putea să calculăm cu regula triunghiului sau regula lui Sarrus, dar mai rapid ar fi așa. Lăsăm aici A plus 2. Prima linie o lăsăm neschimbată. Iar din linia 2 scădem linia 1, din linia 3 scădem linia 1 și obținem 1 minus 1, 0, A minus 1, A minus 1, 1 minus 1, 0. Iar din linia 3 dacă scădem linia 1, 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0, A minus 1, A minus 1. Egal mai departe, obținem A plus 2 ori, facem dezvoltarea de pe prima coloană. Vom obține 1 ori minus 1 la puterea numărul liniei și coloanei aferente elementului 1. Aici avem linia 1, coloana 1, deci 1 plus 1. Ori determinantul obținut din determinantul inițial prin eliminarea liniei și coloanei ce conține acest element, adică determinantul A minus 1, 0, 0, A minus 1. Ceilalți termeni ai dezvoltării nu-i mai scriem, deoarece avem aici 0 și 0 mulțit cu ceilalți determinanți, evident rezultatul va fi 0. Acesta a fost și scopul pentru care aici am făcut să avem 0 pentru a avea un singur determinant. În final, obținem A plus 2,
Aici minus 1 totul la a doua este 1, iar aici dacă efectuăm determinantul a minus 1 ori a minus 1 se scrie a minus 1 totul la pătrat minus 0. Și nu mai scriem acest lucru. Și astfel am ajuns la expresia ce trebuia demonstrat. Determinant de a de a este a plus 2 pe lângă a minus 1 totul la pătrat. Punctul B. Calculați inversa matricei a de minus 1. Să ștergem aici și să calculăm. Haideți să vedem cine este a de minus 1. A de minus 1 va fi următoarea matrice. Minus 1, 1, 1, 1, minus 1, 1, 1, 1, minus 1. Pentru a determina, o să notăm, să zicem, cu B. Haideți să notăm A de minus 1 cu B și atunci ne propunem să calculăm inversa acestei matrici, care se calculează 1 supra determinant de B ori B stelat. Cine este determinant de B? Determinant de B este determinantul acestei matrici. Ca să calculăm mai rapid, putem să înlocuim aici. În locul lui A punem minus 1 și vom obține minus 1 plus 2 pe lângă minus 1 minus 1 totul la pătrat 1 ori minus 2 totul la pătrat, adică 4. 4 fiind diferit de 0, rezultă B este inversabilă. Dacă este inversabilă, rezultă că există B la minus 1. Deoarece numitorul aici fiind diferit de 0, putem să calculăm B la minus 1. Calculăm întâi transpusa matricei B. Se obține schimbând, transformând linia în coloană și obținem prima linie o scriem sub formă de coloană, a doua linie o scriem sub formă de coloană și a treia linie o scriem sub formă de coloană. Constatați că de fapt este tot aceeași matrice și atunci cine este B stelat? Din această matrice vom calcula minus 1 la puterea numărul liniei plus numărul coloane, adică 2, ori determinantul obținut prin eliminarea liniei și coloanei ce aferente elementului minus 1, adică rămâne acest determinant de aici, minus 1, 1, 1, minus 1. Mai departe, minus 1 la puterea numărul liniei plus numărul coloanei, linia 1, coloana 2, adică 3, ori eliminăm linia și coloana ce conține acest element 1, obținem determinantul 1, 1, 1, minus 1. 1, 1, 1, minus 1. Mai departe, minus 1 la puterea linia, pentru acest element, la acest element ne raportăm, linia 1, coloana 3, 1 plus 3, 4, ori determinantul obținut prin eliminarea liniei și coloanei ce conține elementul 1, 1 minus 1, 1, 1 este determinantul obținut. Mai departe, minus 1 la puterea linia 2, coloana 1, deci la puterea 3, ori 1, 1, 1, minus 1. 1, 1, 1, minus 1. Minus 1 la puterea acestui element, linia 2, coloana 2, deci la puterea 4, determinantul este, dacă eliminăm linia și coloana ce conțin pe elementul central de aici, avem minus 1, 1, 1, minus 1. Minus 1, 1, 1, minus 1. Minus 1, linia 3, linia 2, coloana 3, deci vine 2 plus 3, 5, ori determinantul obținut prin eliminarea liniei și coloanei, minus 1, 1, 1, 1. Minus 1 la puterea, linia 3, coloana 1, deci la puterea a 4-a, 1, 1, minus 1, 1, apoi minus 1 la puterea, linia 3, coloana 2, deci la puterea a 5-a, minus 1, 1, minus 1, 1, 1, 1, și mai avem minus 1 la puterea 3 plus 3, 6,
ori e minus 1, 1, 1, minus 1. Puteam să pun direct și semnele. Observați, aici, aici, aici și aici avem putere impare, ceea ce înseamnă că aș fi putut să pun în fața determinanților respectiv semnul minus, iar celelalte puteri sunt numere pozitive, de aceea puteam să pun direct determinantul respectiv. Și acum să finalizăm. B stelat va fi, aici va fi minus 1 ori minus 1, face 1 minus 1, 0. Aici trebuie să țin cont că am minus în față. 1 minus 1 ne dă, ori 1 ori minus 1 ne dă minus 1. Minus 1, minus 2 și cu minusul din față plus 2. Deci va veni 2. Aici puterea este pozitivă, deci va fi 1 în față și aici vine 1 ori 1. 1 minus minus 1 și vine tot 2. Aici vom avea minus 1, minus 2 și cu minusul din față 2. Aici vom avea 1, minus 1, 0. Aici minus 1, minus, minus 2 și cu minus 1 din față 2. Aici avem 2. Aici vom avea minus 1, minus 1, minus 2 și cu minusul din față 2. Iar aici 0. Pe diagonala principală 0, în rest avem 2. Și dacă înlocuim acum aici, vom avea 1 pe determinant de B. Determinant de B era 4, deci 1 pe 4. Ori această matrice. Iar așa cum știm, când înmulțim un număr cu o matrice, de fapt, fiecare element din matrice se înmulțește cu 1 pe 4 și vom obține 0, 2 pe 4 e 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 0, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 0. Aceasta este inversa matricei B, B fiind, de fapt, A de minus 1. Pentru a ne convinge, vom folosi programul GeoGebra. Am definit matricea B, care era de fapt A de minus 1, și acum să calculăm inversa matricei B, să vedem dacă ne dă ceea ce am obținut noi aici. B la puterea minus 1, B la puterea minus 1, este această matrice 0, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 0, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 0 și este această matrice. Deci, ce proprietate are inversa unei matrici? B la minus 1, la puterea minus 1, înmulțită cu matricea inițială, trebuie să ne dea matricea unitate, deci ori B, obținem matricea unitate, care are pe diagonala principală 1 și în rest 0. Continuăm. Am rezolvat și punctul B, am calculat inversa matricei A de minus 1. Acum să determinăm perechile de numere naturale. Să șterg aici, să avem spațiu. Să determinăm perechile de numere naturale AB, pentru care matricea A de A ori A de B are suma elementelor egală cu 24. Evident, întâi trebuie să efectuăm întâi înmulțirea celor două matrici. A de A înseamnă A plus 1, A 1, 1, 1, A 1, 1, 1, A, înmulțit această matrice cu B11. A de B, evident, înseamnă în locul lui A, spunem B. 1B1, 11B, egal cu. Înmulțim prima linie cu prima coloană. Obținem AB plus 1 plus 1, adică plus 2. Apoi, prima linie cu a doua coloană. Obținem A plus B plus 1,
prima linie cu ultima coloană, obținem A plus B plus 1. A doua linie cu prima coloană, obținem A plus B plus 1, apoi a doua linie cu a doua coloană, obținem AB plus 2 și a doua linie cu ultima coloană, obținem A plus B plus 1. De fapt, ce se întâmplă? Obținem pe diagonala principală A plus B, AB plus 2 și în rest A plus B plus 1. Și cum ni s-a solicitat ca suma elementelor acestei matrici obținută în urma înmulțirii celor două matrici, suma aceasta trebuie să fie 24, deducem că 3 pe lângă AB plus 2 plus A plus B plus 1 se repetă de 6 ori. Deci 6 pe lângă A plus B plus 1, suma asta trebuie să fie, sau rezultatul acestui calcul trebuie să fie 24. Împărțim prin 3 și obținem AB plus 2 plus 2 pe lângă A plus B plus 1 egal cu 8. AB plus 2 plus 2A plus 2B plus 2 egal cu 8. Obținem AB plus 2A plus 2B plus 4 egal cu 8. Dăm factor comun aici pe A pe lângă B plus 2 plus 2 pe lângă B plus 2 egal cu 8. AB plus 2 dăm factor comun, este comun și aici și aici. B plus 2 pe lângă A plus 2 egal cu 8. Acum se pune întrebarea când un produs ar da rezultatul 8, un produs de numere naturale. Acest lucru se întâmplă în următoarele situații. Facem un mic tabel. B plus 2, A plus 2. Produsul numerelor naturale este 8 dacă am avea următoarele situații. Primul termen, prima paranteză ar fi 1 și aici 8, apoi 2, 4, 4, 2 sau 8, 1. Haideți să analizăm pe rând. Dacă B plus 2 ar fi 1, A ar trebui să fie minus, B ar trebui să fie minus 1, deoarece minus 1 plus 2 ne dă 1, ceea ce nu convine probleme noastre, deoarece B1 nu are voie să fie număr negativ. De asemenea, nici ultimul caz nu este bun, deoarece A plus 2, dacă este 1, A ar trebui să fie minus 1 și minus 1 nu e număr natural. Analizăm celelalte două cazuri de aici, de la mijloc. Dacă B plus 2 este 2, atunci B ar trebui să fie 0 și A ar trebui să fie 2. Iar dacă B plus 2 ar fi 4, B ar trebui să fie 2 și A-ul 0. Astfel am determinat, am stabilit faptul că AB, perechile AB sunt de forma 2, 0, respectiv 0, 2. Adică dacă luăm perechile de forma 2, 0, respectiv 0, 2, produsul acestor două matrici va avea suma elementelor egală cu 24. Continuăm. Pe mulțimea non-reală se definește legea de compoziție x compus cu y egal cu 3x, y minus 3x minus 3y plus 4. Legea de compunere este asociativă și are element neutru. Arătați că are loc această egalitate. Punctul A. X compus cu y este 3xy minus 3x minus 3y plus 4. Am putea să dăm factor comun aici pe 3x pe lângă y minus 1 și vom face și aici în așa fel încât să avem y minus 1, că aici trebuie să ajungem în final. Voi scrie așa, minus 3y plus 3 plus 1. Va veni 3x pe lângă y minus 1, voi da factor comun aici pe minus 3 pe lângă y minus 1 plus 1 și în final, dacă dăm factor comun pe y minus 1, obținem y minus 1 pe lângă, de fapt să scoatem și 3 factor comun, 3 pe lângă y minus 1 pe lângă x minus 1 plus 1.
Și este ceea ce trebuia să demonstrăm aici. O altă modalitate ar fi să scriem x compus cu y egal cu expresia asta de aici. Să desființăm aici parantezele, x ori y, x, y, minus x, minus y, plus 1, plus 1, mulțim cu 3, 3 cu fiecare termen din paranteză. Și în final obținem 3xy, minus 3x, minus 3y, plus 4. Iar expresia de aici coincide cu cea de aici, de unde deducem că într-adevăr are loc această egalitate. Punctul B. Calculați rezultatul acestor compuneri. Pentru acest lucru am fi tentat să înlocuim prima dată x-ul cu rezultatul acesta, 1 pe 1007 și 2 cu y-ul să înlocuim cu 2 pe 1007. Am înlocuit, am obține o fracție aici, o fracție ordinară și așa mai departe. Rezultatul obținut l-aș compune cu 3 pe 1007, dar trebuie să observăm faptul că aici acest produs ar fi 0 dacă x-ul sau y-ul ar fi 1. Și ne punem întrebarea, în această înșiruire de fracții există numărul 1? Și observăm că există, deoarece numitorii peste tot întâlniți sunt 1007, iar la un moment dat aici există 1000, la numărător 1007, 1007 pe 1007, evident că va fi 1. De aceea nu ne interesează cât ne dă compunerea până la acel moment. Va fi un număr. Numărul acela compus cu 1 se va obține în final. O să notez această compunere cu A, să zicem, sau cu N. N va fi egal cu 1 compus, de fapt vom nota ca să fie mai clar, N se scrie 1 pe 1007 compus cu 2 pe 1007 compus cu 1006 pe 1007 compus cu 1007 pe 1007 și așa mai departe. Când efectuăm calculul aici ne va da un număr. Număr pe care să-l notăm cu X, să zicem. Și atunci, va fi în final N, X compus, sau hai să notăm cu altă literă ca să nu se fac confuzii cu semnul, simbolul de aici, cu A mic. A mic compus cu 1, compus cu puncte, puncte 2014 pe 1007. A compus cu 1. Dacă înlocuim x-ul cu a și y-ul cu 1, a doua paranteză va fi 0, de aceea aici rezultatul va fi 1. Deci vom avea 1 compus cu următorul după 1 este 1008 pe 1007 și așa mai departe. Iar în continuare observăm, dacă acesta este 1, 1 compus cu rezultatul de aici va fi tot 1, deoarece prima paranteză va fi 0 și astfel, din aproape în aproape, deducem că rezultatul final al acestor compuneri va fi 1. Continuăm. Voi șterge aici. Și să trecem și la punctul C. Determinați numele reale care sunt egale cu simetricile lor față de legea de compoziție. În primul rând să aflăm elementul neutru. După cum știm, pentru a determina elementul neutru, sau elementul neutru are proprietatea că orice element compus cu el ne dă același element. De aici, x compus cu y înlocuim în această
egalitate și vom obține 3 pe lângă x minus 1 pe lângă y minus 1 plus 1 egal cu x. Îl voi duce pe x din coace cu sens schimbat pe lângă y minus 1 minus x plus 1 egal cu 0. 3 pe lângă x minus 1 pe lângă y minus 1 minus x minus 1 egal cu 0. Am scos minus în fața unei paranteze și am schimbat semnele. Dau factor comun pe x minus 1 pe lângă 3 pe lângă y minus 1 minus 1 x minus 1 pe lângă 3y minus 3 minus 1 egal cu 0, de unde în final x minus 1 pe lângă 3y minus 4 egal cu 0. Produsul acesta este 0 pentru orice număr real dacă 3y. Această relație trebuie să aibă loc pentru orice x aparținând numerelor reale. Pentru ca această egalitate să aibă loc pentru orice număr real, paranteza asta trebuie să fie 0. 3y egal cu 4, y egal cu 4 pe 3. Elementul neutru este 4 pe 3. Acum, dacă ne-a cerut să determinăm numerele reale pentru care simetricele lor, numerele reale sunt x, sunt egale cu simetricele, atunci înseamnă că x compus cu simetricul care va fi tot x este egal cu elementul neutru 4 pe 3. X compus cu x înlocuim în această relație, vom obține 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x minus 1 plus 1 egal cu 4 pe 3. 3 pe lângă x minus 1 totul la pătrat egal cu 4 pe 3 minus 1. 3 pe lângă x minus 1 totul la pătrat este, dacă aducem la același numitor, 1 pe 3. X minus 1 totul la pătrat egal cu, înmulțim cu 1 pe 3. În stânga se va simplifica 3 și aici ne dă 1 pe 9. De unde x minus 1 egal cu plus sau minus radical din 1 pe 9, care se scrie plus sau minus 1 pe 3. Și astfel am obținut x minus 1 egal cu 1 pe 3, de unde x egal cu 1 pe 3 plus 1 ne dă 4 pe 3 și x minus 1 egal cu minus 1 pe 3, de unde x egal cu minus 1 pe 3 plus 1 și dacă amplificăm cu 3 ne dă 2 pe 3. Numerele reale pentru care are loc această afirmație de aici sunt 4 pe 3 respectiv 2 pe 3. Continuăm. Se consideră funcția f definită pe intervalul 1 deschis plus infinit, ne dă aici forma funcției, determinați ecuația asimptotei oblice. Ecuația generală este y egal cu mx plus n, m se calculează limită x tinde la plus infinit din f de x supra x, adică limită x tinde la plus infinit din f de x era x pătrat plus 2 supra x minus 1 împărțit la x înseamnă mulțit cu 1 pe x, adică limită x tinde la plus infinit din x pătrat plus 2 supra mulțim aici x pătrat minus x. Dacă trecem la limită obținem infinit plus infinit pe plus infinit, este caz exceptat. Putem să aplicăm teorema lui L'Hôpital sau am putea să dăm factor comun forțat pe x pătrat pe lângă 1 plus 2 supra x pătrat supra x pătrat pe lângă 1 minus 1 pe x. S-a simplificat x cu x pătrat. Simplificăm prin x pătrat, 2 pe infinit tinde la 0, 1 pe infinit tinde la 0 și obținem 1 pe 1, limita este 1. Deci m egal cu 1. N se calculează limită n tinde la infinit din f de x minus mx, adică în cazul nostru va fi limită n tinde la infinit din f de x care este x pătrat plus 2 supra x minus 1 minus x, deoarece 1 ori x ne dă x. Amplificăm aici cu x minus 1 pentru a aduce la același numitor. Limită n x aici este, x tinde la infinit
din x pătrat plus 2 minus x pătrat plus x supra x minus 1. Simplificăm prin x pătrat, reducem prin x pătrat și obținem limită x tinde la plus infinit din x plus 2 supra x minus 1. La fel, putem să dăm factor comun forțat pe x sau putem să aplicăm teorema lui L'Hôpital. Voi da factor comun forțat x pe lângă 1 plus 2 pe x supra x pe lângă 1 minus 1 pe x. Se simplifică prin x, 2 pe infinit tinde la 0, 1 pe infinit tinde la 0 și obținem limita 1. Astfel, n-ul este tot 1, iar deducem în final că y egal cu, dacă punem aici 1 și aici 1, obținem ecuația x plus 1, este ecuația asimptotei oblice la plus infinit. Continuăm. Voi șterge și să trecem la punctul B. Determinați ecuația tangentei la graficul unei funcții în punctul de abscisă x egal cu 2. Pentru acest lucru, în primul rând, să scriem ecuația tangentei y minus y0 egal cu f derivat în x0 pe lângă x minus x0. Pentru a reține mai ușor această formulă, această relație seamănă cu ecuația dreptei y minus y0 egal cu panta pe lângă x minus x0. Am utilizat această formulă mai devreme. În cazul ecuației tangente, panta dreptei respective este egală cu derivata în x0. În cazul nostru, x0 va fi 2, y0 înseamnă f de x0, adică f de 2, și f de 2, dacă înlocuim aici, obținem 2 la a doua 4 plus 2, 6 pe 2 minus 1, adică 6. Și derivata în x0, trebuie să calculăm derivata în abscisa 2, dar întâi să calculăm în general f derivat în x, vom obține x pătrat plus 2 supra x minus 1 derivat. După cum știți, când avem o fracție și o derivăm, vine prima derivată ori celălalt numitor nederivat minus primul nederivat ori al doilea derivat. Totul supra pătratul numitorului. Egal mai departe. Aici era derivat. X pătrat derivat este 2x, 2 constantă derivare prin derivare de 0, deci rămâne 2x pe lângă x minus 1, minus, aici ne dă 1, x derivat e 1, aici e 0, deci rămâne minus x pătrat plus 2. Și în final desființăm parantezele, 2x pătrat minus 2x minus x pătrat minus 2, x minus 1 totul la pătrat, de unde în final deducem că derivata funcției f este x pătrat minus 2x minus 2 supra x minus 1 totul la pătrat. Și cum pe noi ne interesa derivata în x0, adică în 2, vom obține 4 minus 4 minus 2 supra 2 minus 1 totul la pătrat. Am înlocuit aici x-ul cu 2, se reduc, ne dă minus 2 supra 1, adică minus 2. Și acum să scriem ecuația tangente. Y minus Y0 era 6, egal cu derivata în 2 este minus 2, pe lângă X minus X0, X0 era 2. Y egal cu minus 2X plus 4 plus 6. Y egal cu minus 2X plus 10. Și aceasta este ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x egal cu 2. Să trecem și la punctul C. Înlocuim, voi scrie în continuare aici, limită
x tinde la plus infinit, f de x supra x înseamnă f de x, expresia asta împărțită la x, adică mulțită cu 1 pe x. Și obținem x pătrat plus 2 supra x pătrat minus x, totul la puterea x plus 3. Dacă am trece la limită, am observat că suntem în cazul 1 la infinit și astfel ne ducem cu gândul la limita fundamentală, limită x tinde la plus infinit din 1 plus 1 pe x totul la puterea x, care este e. Sau, eventual, în locul lui x avem o expresie care depinde de x. Asta vom face și noi, vom scrie limită x tinde la plus infinit din 1 plus x pătrat plus 2 supra x pătrat minus x minus 1. Am adăugat 1 și minus 1 ca să am forma aceasta de aici. Mai departe, limită x tinde la plus infinit din 1 plus, dacă aducem la același numitor, x pătrat minus x, obținem x pătrat plus 2 minus x pătrat plus x supra x pătrat minus x la puterea x plus 3. Limită x tinde la plus infinit, aici se reduc și rămâne 1 plus x plus 2 supra x pătrat minus x la puterea x pătrat minus x supra x plus 2 la puterea x plus 2 supra x pătrat minus x înmulțit cu x plus 3, exponentul inițial. Această limită, când trecem la limită, aceasta este e. Iar aici, dacă efectuăm calculul, voi lua separat limită x tinde la plus infinit din, dacă efectuăm înmulțirea aici, ne va da x pătrat plus 3x cu 2x, 5x plus 6 supra x pătrat minus x. Dacă trecem la limită, avem infinit pe infinit. Dacă dăm factor comun forța pe x pătrat sau aplicăm teorema lui L'Hôpital, obținem 1 plus 5 pe x plus 6 pe x pătrat supra x pătrat pe lângă 1 minus 1 pe x. Simplificăm prin x pătrat. Astea tind spre 0 și atunci limita este 1. Și astfel rezultă mai departe, trecând la limită, avem e la puterea 1, adică valoarea limitei este 1. Continuăm. Pentru fiecare număr natural nenul n, se consideră numărul i_n egal cu această integrală definită, calculați i_1. i_1 se obține înlocuind n-ul cu 1 și vom avea integrat la 0 la 1 din x la 1, adică x supra x plus 1 de x. Cum putem calcula această integrală? Împărțim, de exemplu, polinomul x la x plus 1, o variantă. X împărțit la x obținem 1, 1 ori x, x trecut dincolo minus x, 1 ori 1 minus 1, 1 ori 1, 1 trecut dincolo minus 1. Când efectuăm calculele, obținem minus 1. Și după cum știm, p de x supra q de x se scrie câtul, care poate să depinde de x, plus restul supra q de x. C de x, adică câtul în cazul nostru este 1, deci vom avea integral la 0 la 1 din 1, plus restul, care este minus 1, și voi pune minus în față, supra numitorul x plus 1 de x. Verificăm dacă amplific aici cu x plus 1, x plus 1 minus 1 se reduce 1 cu minus 1 și rămâne x. O altă variantă era să adunăm sau să adunăm și să scădem minus 1 și am fi ajuns în final tot la această formă. Mai departe, integrală dintr-o diferență este integral din fiecare. 1 supra x plus 1 de x. Integrală din 1 este x, de la 0 la 1. Iar aici, dacă luăm separat,
facem schimbarea de variabil, notăm x plus 1 cu t. Aici prin derivare este 1, deci dx, 1 de x egal cu 1 de t. Și atunci vom avea integrală de la când x-ul tinde spre 0, t-ul va tinde către 1, iar dacă aici tinde x-ul către 1, t-ul va tinde către 2. 1 supra x plus 1 este t, iar dx este dt. Integrală din 1 pe t este logaritm natural din t, de la 1 la 2, și trecând aici vom avea logaritm natural din 2 minus logaritm natural din 1. Logaritm natural din 1 este 0 și obținem logaritm natural din 2. În final obținem 1 minus 0 minus logaritm natural din 2, adică în final 1 minus logaritm natural din 2 este valoarea acestei integrale I1. Continuăm. Voi șterge. Și să trecem la exercițiul de la punctul B. Arătați că IN plus 1 plus IN este raportul ăsta. IN plus punctul B. IN plus 1 plus IN înseamnă, IN plus 1 înseamnă că în locul lui IN aici punem IN plus 1 implicit și aici IN plus 1. Deci o să avem integrală de la 0 la 1 din x la puterea IN plus 1 supra x plus 1 de x plus integrală de la 0 la 1 x la IN supra x plus 1 de x. Fiind o sumă, putem să scriem sub forma unei singure integrale x la n plus 1 plus x la n supra x plus 1 de x. Dăm factor comun pe x la n sus, deci va veni integrarea la 0 la 1 din x la n pe lângă x plus 1 supra x plus 1. Simplificăm prin x plus 1 și obținem integrarea la 0 la 1 din x la n de x. Iar integral din x la n știm că este x la n plus 1 supra n plus 1, de la 0 la 1. Când înlocuim cu 1 ne dă 1 la n plus 1, adică 1 supra n plus 1, minus 0 supra n plus 1. Asta este 0 și am demonstrat că n plus 1 plus n este egal cu 1 supra n plus 1. Și ultimul exercițiu. La punctul C ni se solicită să calculăm această limită. Întâi vom vedea, să stabilim întâi ce fel, cum este acest șir IN, dacă e crescător sau descrescător. IN plus 1 minus IN, să calculăm această diferență. Dacă diferența va fi mai mare sau egală cu 0, șirul va fi crescător. Dacă va fi mai mică sau egală cu 0, șirul va fi descrescător. IN plus 1 înseamnă integrala de la 0 la 1 din x la IN plus 1 supra x plus 1 de x minus integrala la 0 la 1 din x la IN supra x plus 1 de x. Așa cum am făcut și mai devreme, putem să scriem când este adunare sau scădere. Putem să scriem sub forma unei singure integrale supra x plus 1 de x. La fel, dăm factor comun pe x la n. Integrarea de la 0 la 1 din x la n pe lângă x minus 1 supra x plus 1 de x. Deoarece în integrală x-ul va lua valori între 0 și 1, atunci și x la puterea n va lua valori între 0 și 1, iar x minus 1 din această egalitate rezultă x minus 1, dacă îl ducem pe 1 în partea stângă, este mai mic sau egal cu 0. Și astfel, observăm, numitorul, x-ul fiind un număr cuprins între 0 și 1, va fi mai mare, dacă, de exemplu, ca să vedeți mai clar,
Dacă adunăm peste tot cu 1, vom obține 0 plus 1, 1, mai mic sau egal cu x plus 1, mai mic sau egal cu 2, ceea ce demonstrează că x plus 2 este un număr pozitiv, mai mare strict ca 0. X la puterea n este mai mare, este mai mare sau egal cu 0, iar x minus 1 este mai mic sau egal cu 0. Dacă efectuăm produsul, aceste două numere sunt pozitive, acesta este poate fi 0 sau mai mic decât 0, ceea ce demonstrează că valoarea acestei funcții fiind mai mică sau egală cu 0 și valoarea integralei definite va fi mai mică sau egală cu 0 și astfel n plus 1 minus n este mai mic sau egal cu 0 sau altfel scris n plus 1 mai mic sau egal cu n, adică șirul este descrescător. Acum, cum ajungem la această limită? Putem să facem în felul următor, voi șterge aici. Ne vom folosi de inegalitatea găsită anterior. Și anume, să ștergem tot aici. Putem să facem în felul următor. N plus 1 mai mic sau egal cu n. Adunăm, să zicem, observăm aici că suma aceasta dintre n plus 1 și n este 1 pe n plus 1. Și atunci să adunăm, de exemplu, și în stânga și dreapta acestei inegalități demonstrate mai devreme, n. Și vom obține n plus 1 plus n mai mic sau egal cu n plus n. N plus 1 plus n este 1 pe n plus 1, mai mic sau egal cu 2n, înmulțim cu 1 pe 2 și vom obține 1 supra 2 pe lângă n plus 1, mai mic sau egal cu n. Înmulțim această inegalitate cu n plus 1 și obținem n plus 1 supra 2 pe lângă n plus 1, mai mic sau egal cu n plus 1 n. Simplificăm n plus 1 cu n plus 1 și astfel am arătat că 1 pe 2 este mai mic sau egal cu n plus 1 mulțit cu n. De ce am făcut acest lucru? Deoarece mă interesează să obțin limita acestei expresii. Avem un minorant pentru acest șir. Dacă aș demonstra, de exemplu, că acest șir este mai mic sau egal cu un alt șir și aș trece la limită aplicând criteriul Cleștelui, aș avea șanse să obțin această limită 1 pe 2. Să vedem dacă ajungem acolo. Acum, tot de la această inegalitate demonstrată la început, n plus 1 mai mic sau egal cu n, voi aduna în stânga și dreapta pe n plus 1. Plus n plus 1. Și obținem n plus 1 și cu n plus 1 este 2n plus 1, mai mic sau egal cu n plus n plus 1. Aici ne dă 1 pe n plus 1, deci obținem 2n plus 1 mai mic sau egal cu 1 supra n plus 1. Înmulțim cu 1 pe 2 și obținem n plus 1 mai mic sau egal cu 1 supra 2n plus 2, sau putem să lăsăm 2 pe lângă n plus 1. Și acum înmulțim. Pe mine mă interesează aici să obțin n plus n plus 1, n atât. Și ulterior să înmulțesc cu n plus 1. Pentru acest lucru, deoarece avem n plus 1 mai mic sau egal cu 1 supra 2 pe lângă n plus 1, ca să obținem aici n plus 1, îmi pot imagina că în locul lui n pun n minus 1. Deci acesta înlocuiesc cu n minus 1 și aici și aici. Și atunci voi obține n plus 1 minus 1 vine n mai mic sau egal 1 supra, dacă în locul lui n aici va veni n minus 1, evident că voi obține n minus 1 plus 1 n vine 2n. Și acum înmulțim cu n plus 1, deoarece la mijloc aici aveam n plus 1 ori n.
Obțin în final n plus 1 ori in mai mic sau egal n plus 1 supra 2n. Și îl trec aici, acest rezultat. N plus 1 într-o paranteză mulțit cu n este mai mic sau egal cu n plus 1 supra 2n. Acum, trecând la limită, când n tinde la infinit, aplicând criteriul Cleștelui, 1 pe 2 tinde la 1 pe 2 când n tinde la infinit. Și aici, trecând la limită, obținem limita. Haideți să calculăm. Limită n tinde la infinit, n plus 1 supra 2n, infinit pe infinit, dăm factor comun forța pe n. Limită n tinde la infinit din n pe lângă 1 plus 1 pe n supra 2n, simplificăm n cu n și obținem 1 pe 2. Cum acest șir este cuprins între alte două șiruri care au limita 1 pe 2, deducem că și n plus 1 totul ori n, deci limită, n tinde la infinit din n plus 1 ori n, are limita tot 1 pe 2. Și am finalizat rezolvarea ultimului exercițiu. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!